Cred că lucrurile trebuie să se sfârșească extrem de repede. Nu dă deloc bine nici la Bruxelles, nu dă deloc bine în fața cetățenilor României, în primul rând, ceea ce se întâmplă. Provocările sunt multe, oportunitățile din criză sunt extrem de multe și am mai vorbit de relocările marilor corporații europene care și-au trimis producțiile spre Orientul Îndepărtat, India, China, Vietnam, Coreea de Sud și care și le readuc în Europa după criza COVID. Pentru România poate fi o oportunitate grozavă, inclusiv criza din Ucraina și criza de democrație din Turcia sunt la fel avantaje fantastice. Avem umbrela de securitate NATO, avem parteneriatul prioritar cu Statele Unite ale Americii, avem o poziție extraordinară în Europa la această oră, nu avem niciun motiv să avem astfel de sincope, astfel de chestiuni împiedicate, care, repet, dau rău din punct de vedere al vieții economice, din punct de vedere al încrederii cetățenilor și, sigur, suntem totuși în al treilea val, suntem în plină criză COVID, nu cred că asta așteaptă cetățenii de la noi. Nu se poate asta, pentru că primul ministru, potrivit Constituției, ar trebui să modificăm Constituția. Nu se poate. Deci asta este prerogativa primului ministru, el garantează politicile și nu putem să impunem lui Florin Câțu că în momentul în care un ministru nu îl satisface din punct de vedere al aplicării politicilor guvernamentale și al aplicării programului de guvernare, să nu poată cere schimbarea lui sau să nu treacă la schimbarea lui. Poziția USR-ului a fost că, într-adevăr, vor avea o discuție cu doamna Andreea Moldovan, parcă, și că îl susțin pe Vlad Voiculescu. După asta s-a întâmplat ordinul publicat peste noapte. E anormal ca un prim-ministru într-o țară să afle despre un ordin al guvernului său, publicat în monitorul oficial și informația să vină din spațiu public. Nu e normal. Vă asigur că inclusiv luna trecută, când am participat, după cum știți, la ședința coaliției, a fost această consultare. Vă asigur că Florin Câțu e un om cu o răbdare de fier. Eu vă spun din start că nici Ludovic Orban, nici eu nu am fi avut răbdarea lui Florin Câțu în raport cu Vlad Voiculescu. Da, i-am spus extrem de clar lui Dan Barna, domnului Moșteanu, doamnei Prună și doamnei Dragu, care au participat la această discuție la care din partea PNL a participat Ludovic Orban, Florin Câțu, eu și Iulian Dumitrescu, de asemenea UDMR cu ministrul Ceche și vicepremierul Hunor, i-am spus extrem de clar că e o problemă. Subiectul a deschis Ludovic Orban, a continuat Florin Câțu, am continuat eu, că este o problemă legată de doamna Moldovan și declarațiile doamnei și de către domnul Vlad Voiculescu, și deja suferă întreaga coaliție și pare că suntem într-un moment care va duce la o schimbare. Ceea ce se petrecut după deja se știe în spațiu public. Președintele Klaus Iohannis este un președinte care stă exact în haina constituțională, un om extrem de conștient că România are nevoie de un guvern credibil, un om care știe foarte bine jocul politic internațional și știe cât de important este PNRR-ul cu cele 30,4 miliarde pentru noi. Sunt convins că nu este foarte fericit cu ceea ce se întâmplă. Atât cât îl cunosc, eu cred că este de-a dreptul mâhnit și trist, că, pentru că domnia sa vrea reforme, domnia sa vrea un parteneriat pentru români și nu dorește să stingă cu apă un foc care n-ar fi trebuit să izbucnească. Noi, Partidul Național Liberal, nu ne-am întâlnit cu președintele României. Domnule.